Și încărcătură ca un derby cu Suceava sau nu? Da, se poate spune că poate fi comparat cu un meci cu Suceava în oraș apropiat. Și poate o meci dificil. Poate aceeași încărcătură, aceeași orgolii. Da, se poate spune. Cum ar fi un meci special pentru voi, că întâlniți patru foști pe echipe sau pentru ei, că vă întâlniți pe voi? Nu, se poate spune. La orice echipă putem să întâlnim foști colegi. Îi respectăm, dar în teren vom face tot pe care. Cum crezi că vor fi primiți? Eu cred că s-au făcut foarte bine treaba aici și n-am de ce să nu fie primiți. Cum e atmosfera în lor pe meciul ăsta la Mangalia? E normal, o atmosferă normal. Păi vom face tot ce depinde de noi ca să câștigăm acest meci. Nu ne gândim decât la victoria. Și eu sunt convins că vom ieși bine tot. Tu dacă ai fi făcut 4 antrenamente zilnice, 6 dimineața, 22 seara, cum ai fi ajuns la ora meciului? Mă gândesc că ar fi o stare de oboseală. Nu știu, nici n-am auzit, nu știu nimic, că ei aș fi făcut 4 antrenamente. E problema lor, cum antrenorul știe, pregătește meciul, ca să-i aducă pe jucător la cea mai bună formă în ziua meciului. Sperăm că noi să fim mai în formă, ca să câștigăm. Ne merită în loc un clasament? Nu, merită, trebuie să fie mai sus. Să merge pe Iașu, ar fi bine să jucăm cu Podea în atac? Asta a fost totul la mâna unui istimie. Borbelovici își face foarte bine treaba pe postul de fundaș central. Dacă va juca sau nu va juca, decizia antrenorului. Că va intra, va face treaba. Mai special pentru tine, îl întâlnești pe Leu, care practic te-a dus la Botoșani, da. În postura de adversar. Da, domnul Leu Grozav, promovat de la junior la Zalău, la echipa mare. Densul m-a adus aici. Practic, e datoare de tot. N-a vrut să te ia la Iași? Nu, nu, nu. Nu a fost problemă.